Iată-ne, dragi prieteni, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Gimp, invitatul nostru de astăzi este Matei Raul Florin, președinte USR Municipiul Brad, tema emisiunii Municipiul Brad încotro. Păi, domnul Matei Raul Florin și președinte USR pe deasupra, am o întrebare pentru noi. Dacă tot e așa de rău la Brad acum, de ce se mai numește, domnule, municipiu? Câți locuitori mai aveți? Da. Că mă gândesc că aducerea unui orășel la stadiul de municipiu implică și niște taxe mai mari, niște... Sigur. Din punctul nostru de vedere. Da, aveți dreptate. Și mie mi s-a pus întrebarea, zice, când o să ajungi primar, retrogradează municipiul Brad la rang de oraș, chiar comună. Eu nu vreau să procedez așa. Comună. Da. Nu vreau să procedez așa, eu vreau să cresc orașul, nu să-l decad. Ultimele cifre oficiale dădeau în jur de 15.700 de locuitori în Brad. Dar pot să vă spun aproape sigur că undeva în 10.000 de locuitori care mai sunt stabili în Brad, statici. Și restul? Restul sunt plecați. Unde? În afara țării, cea mai mare parte dintre ei. La Căpșuni? La Căpșuni. Unde, nu știu, unde și-au găsit oamenii stabilitatea și respectul. Stabilitatea financiară și respectul. Dar n-au venit acum, pandemia asta înapoi? Au mai venit înapoi, dar nu mulți. Eu mai circul și seara prin oraș noaptea și atunci vezi aceleași apartamente în beznă. Ora asta denotă clar că oamenii aceia nu mai locuiesc acolo. Deși își păstrează buletinul pe Brad. Gândiți-vă că la alegerile locale din 2016 au fost undeva la 6.700 și vreo 60 de votanți și pe listele electorale erau în jur de 13.700 de alegători, ceea ce nu este real. Astea sunt cifrele oficiale, realitatea este cu totul alta în teren și una destul de tragică. Am înțeles. Ce nu merge bine? Ce nu mai merge bine? Brad are nevoie de un suflu nou în administrație. Brad are nevoie, la nivel de primărie, de un compartiment. De ce are nevoie, domnule, de un suflu nou? Are nevoie de un suflu nou. Nu mai poate, n-are putere. Da, există... Zic și eu, să vedem. Există... Până la urmă e și firesc că, pe măsură ce stai pe același fotoliu sau pe aceeași funcție, să te plafonezi, să devină plictisul acel administrativ și să te complaci în starea aceea, de fapt, cu care te-ai obișnuit. De aceea noi vrem să construim o echipă și un compartiment puternic la nivel de primărie cu specialiști, dacă nu îi vom identifica din rândul aparatului de specialitate al primarului, în care să punem pe prim plan și să revitalizăm, să renaștem cumva această atragere și acest miraj al fondurilor europene, că noi de aici trebuie să dezvoltăm. Sunt sigur, 85% din bugetul local al Bradului merge pe funcționare și pe salarii, pe plătit de utilități, iar puținul acela de 15% este și normal că nu poți să produci niște schimbări majore și vizibile. De aceea eu spun că acest buget al Bradului sărăcăcios, care este normal, adică nu este normal, am înțeles, am văzut că este mai mic cu peste 4 milioane de lei față de anul trecut, acest buget trebuie să se ia presiunea de pe el și toate lucrările de investiții și de dezvoltare trebuie făcute din banii europeni. Sunt fondurile europene, nu există lucrare din bani publici pe care să nu o poți acoperi cu fonduri extra bugetului. Am participat la multe cursuri de pregătire în vederea viitoarei, în vederea faptului că voi face parte din administrația publică locală. Nu vrem noi, USR-ul, și numai noi, deși cred că suntem primii, nu vrem să trimite oameni să ocupe posturile acelea în Consiliul Local, să ridice odată mâna pe lună. Noi am făcut o școală de pregătire, am participat la multe cursuri pe ce înseamnă administrație, pe ce înseamnă de atragere de fonduri europene, cu specialiști care lucrează în Ministerul Fondurilor Europene sau au lucrat, și am rămas așa cu o concluzie. Nu există lucrare pe care vrei să o faci în orașul tău și să nu fie eligibilă cu finanțare externă. Dacă nu este, se lansează
constant sau se lansează dezbateri publice pe ghiduri de finanțare europene la care tu ca administrație și ca edil al orașului trebuie să participi și să spui că tu ai nevoie de aducerea gazului în brad, de a face distribuția rețelei de țevi până la proprietatea apartamentelor și banii europeni vor fi direcționați spre această nevoie. Dar, cum spuneam, trebuie să-ți cunoști nevoile, să ai avânt, să fii energic și să înțelegi ce înseamnă un proiect european, să știi că banii aceia merg numai acolo, nu se pot da pe de alături. Păi bun, acum depinde și pe ce axe vor apărea aceste fonduri europene din 2021. Știți axele? Noi ne-am structurat programul nostru de guvernare locală pe axe, l-am aici. Fiecare lucrare pe care vrem să o facem noi este prinsă în acest program 2021-2027. Deci nu lucrăm pe povești și promisiuni. Fiecare partid politic care a venit are un teanc, eu o consider maculatură de proiecte cu care vrea să ne convingă și după ce sunt aleși vedem că nu se întâmplă nimic sau foarte puțin. Noi venim direct cu un angajament, nu cu promisiuni. Noi vrem să facem asta, am identificat linia de finanțare. Este simplu. De unde iei banii? De aici au banii. Așa, și în principiu, ce v-ar plăcea sau ce ați vrea? În principiu, ce v-ar plăcea să faceți? Eu am identificat nevoile oamenilor. În primul rând, trebuie să aducem cel puțin 1, 2, 3 investitori potenți. 1, 2 sau 3? Cel puțin 1, 2 sau 3 investitori potenți. V-am spus că Key Safety, da. Bolanele nu sunt ale noastre, deși mare parte dintre brădeni acolo lucrează. Deci, asta e în primul lucru. Rezolvarea infrastructurii rutiere. De aici trebuie să pornim. Dacă vedeți, cred că nu este municipiu sau oraș sau să spună vom construi platforme industriale, vom aduce, vom face. Unele parte dintre ele au construit și sunt în paragine, nu a venit nimeni. Fiindcă ca să aduci un investitor, trebuie să-i oferi niște facilități, care acele facilități, nu știu, cu scutirea de la plata impozitului pe 10 ani sau aducerea utilităților la platforma industrială. Acele facilități se vor întoarce ție însutit, înzecit, să spun, prin faptul că creezi o dezvoltare atât pe verticală cât și pe orizontală. Se dezvoltă imediat, aproape instantaneu, industriile și ramurile conexe ale acelui producător care vrea să deschidă acolo ceva. Deci asta trebuie avut în vedere. Nu, mie mi se pare că la nivel de brad s-a format un cartel din niște oameni de afaceri care decid cine și cum vin în oraș. Sunt destule zvonuri și bârfe pe care eu nu am cum să le dovedesc. Au venit și au bătut la ușa primăriei un producător care voia să facă o fabrică de ciocolată. Nu știu care și toți au plecat că n-au găsit, nu știu, probabil nimic atrăgător. Uh-huh. Da, apropo de chestia asta cu atrăgător, ați faceți parte dintr-o formațiune politică care s-a iubit multă vreme cu altă formațiune politică. De la un moment dat mai știa lumea care cine e, USR Plus. Da. La nivelul județului Hunedoara, la un moment dat s-a rupt lanțul de iubire. După care zilele astea s-a anunțat fuziunea USR Plus. Da. Chiar duminică a fost congres reunit, am participat și eu ca și delegat din partea județului Hunedoara. Nu vreau să vă pun într-o postură proastă acum, dar sunt curios care e părerea noastră. După care președintele demisionar, care pe urmă se face candidat la Consiliul Județean și nu mai știm dacă e președinte demisionar, dacă e președinte sau membru, vă referiți la face domnul Călimpov? Nu se pronunța numele, da. Mm-hmm. Face declarații cum că va candida separat, că ei plusiștii plusează plusul foarte plus, aducând plus este valoare. Personalitatea umană este complexă și dinamică. Vorbim despre, da, bun. Dar vorbim despre niște principii aici, după care ieri se anunță că nu mai, adică e ceva de genul îmbracă-te, dezbracă-te. Asta păstrând limbajul civilizat. Da. Numai că noi susținem alea, adică susținem și noi, s-au trezit și ei probabil că trebuie să susținem și ei PNL-ul.
dar cu toate astea, în anumite părți, merg cu candidați separați, la listele de ba la primărie, cred că mai au doi candidați la primărie în momentul ăsta, din câți au avut, și ba la Consiliul Județean. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră în calitate de președinte de filială de partid. Da. Filială, zic bine? Filială locală, sigur. Așa. Ce părere aveți, dumneavoastră, de chestia asta? Cum spuneam, într-o construcție... Eu am spus unde... și am comentat, sigur. ca să vă spun de ce vă întreb lucrul ăsta. Și mă refer strict la județul Hunedoara. Că pe de-o parte a fost o mișcare inteligentă, astfel nu vom vedea cum plusul ia 0,4% pe județul Hunedoara și atunci mișcarea asta îi face să nu-și asume un procent foarte mic. Și cam asta am comentat eu. Cel puțin la nivelul județului Hunedoara. Da, ideal ar fi fost să nu fie aceste etape. Pentru că eu am asimilat în județul Hunedoara organizație și mi-asum ceea ce spun. E dreptul meu, nu? Sigur. Am asimilat în județul Hunedoara plusul ca fiind bondarii, dar nici măcar bondarii, trântorii dintr-un stup și USR-ul albinuțelor. Da, am văzut, cred că am citit undeva la dumneavoastră pe pagină că ați spus treaba asta. Nu, era pe pagina mea, era o postare. Era un comentariu. Am văzut undeva, da, am văzut cu bondare și alăturarea cu albinele. Dar să știți că, de exemplu, în zona mea, că Bradu este apropiat de comunele învecinate și acolo, și datorită mie, vă dau un contraexemplu, USR Vața de Jos și cu plus Vața de Jos merg împreună în alianță pentru candidatura atât la primărie cât și la Consiliul Local Brad și s-au înțeles de prima dată. Cumva parte dintre membrii USR Vața s-au desprins din USR Brad până au fost înscriși la noi, până au crescut și au făcut organizație și acum merg împreună. Deci, până la urmă, cum ziceam, oamenii sunt dinamici, sunt complexi și ar fi fost ideal și bine să se ajungă cât mai repede la acel numitor comun, fără a fi puși în fața faptului să ne iubim, să nu ne mai iubim, dar în final... Domnul Matei, odată ce a fost semnată fuziunea... Păi aici nu mai așteptăm, că mi-a răspuns mie cineva că deocamdată codul civil zice mai durează. Bă, frate, te-am cerut de nevastă, da? Astăzi. Da, sigur. Și tu îmi spui da. Și eu fac nunta cu tine peste 6 luni. Păi ce 6 luni? Tu mai umbli cu alți bărbați? Păi, dacă înainte, categoric cam așa nu, e. Așa e. Categoric nu. Deci să nu... Nu putem controla toate aspectele astea. Când vine câte unul din ăsta care împozează în albă ca zăpada al politicii și îmi dă păstănaș cu deocamdată codul civil. Băi, frate, vrei ciolan? Nu, noastră. Am înțeles. Da? Deci despre ce vorbim? Vii la mine cu chestii de genul. Hai să vă spun lucrurile pe nume. Era o ocazie extraordinară pentru unii de la Plus Hunedoara să vină pe spatele celor de la USR, că ai dumneavoastră au fost. Am prieteni, amici, care la USR în timpul campaniilor de la... ziceți, europarlamentare și așa mai departe. Erau săraci prin ploaie și prin vânt. Nici o sticlă cu apă n-aveau cu ei. Și n-am văzut unul de la Plus. Ăștia sunt cu aia, cu știți, să vedem, vom face, vom drege, vom... Sunt oameni și oameni. Și la Plus cunosc foarte mulți... Păi nu, dar să nu ne ia de proști, că nu suntem. Până la urmă... Dacă uneori subtil ni se spune că ducem grija altora, mai citim și noi printre rânduri și vă spunem noi că nu suntem proști, așa cum ne credeți. Până la urmă lucrurile s-au aranjat și s-au cristalizat. USR Plus a devenit, este pe cale să devină oficial un singur. Da, domnule, afară din partid, oamenii care noi vrem să aducem oameni. Nu. Haideți să vă mai spun ceva. Ei se vor cerne singur. Dacă cineva nu este potrivit, va pleca de bunăvoie. Serios? Dacă nu se va mai regăsi... Păi la dumneavoastră, la USR, dumneavoastră ați fuzionat acum cu Plusul, nu? Da? O să fiți căsătoriți. Sigur. Gata, se naște și un copil pe urmă. Vă spun eu, la general Albert Law... Speră să nu se nască un copil dintr-o păi USR nu știu, și Plus. La general Albert Law, de exemplu, candidata de la Plus, fostul viceprimar de la ALDE. Da. E ok? Dați-mi voi. Okay. Păi sunteți președinte de filială. Sunt președinte de filială. Plus faptul că un anumit președinte de partid a fost în situație de incompatibilitate, din câte știu eu, vreo câteva vreme, fiind jurist pe undeva,
calitatea de funcționar public și în același timp președinte de partid. Deci nu faceți pe altul ca zăpada cu mine că vă prind. Este greu să-ți păstrezi direcția politică curată. Se mai fac și, nu știu... Fără să am nimic personal cu cineva. Înțeles. Deci nu e, să nu se înțeleagă greșit, că n-am nimic personal cu nimeni. Eu v-am dat un exemplu, că la Vața Plus și cu USR colaborează foarte bine. Păi da, și dar este foarte bine. În fața oamenilor. Noi pe plan local ieșim bine, acolo fiecare să-și gestioneze situația, ce să zic, mai mult decât atât. N-am control asupra filialelor din sudul județului sau din estul județului. Am înțeles. Bun, acum probabil că și conducerea județeană e ocupată cu altele decât cu chestiile astea. Dar după alegeri, da, cu suntem, se vor cerne, suntem pe ultima sută de metri în a depune lucrurile. A ne depune candidaturile. Cine va câștiga la Brad? Fără doar și poate Dreapta Unită, adică USR și-a dat candidatul pentru primar. Așa ar fi firesc, fiindcă, cum spuneam, mulțumim ce s-a făcut până acum, considerăm că este timpul să trecem la un alt nivel. Aveți o echipă bună? O echipă bună, sigur că da. Ce înseamnă asta? Fac parte dintr-o echipă de tineri, de ingineri automatiști, de antreprenori. Avem și un membru, de fapt doi membri, generația mai în vârstă. Avem și aplombul și avântul tineresc și pe cei care trebuie să ne mai tempereze când va fi cazul. Așa, și ca meserii, ca pregătire profesională? Economiști, profesori, ofițeri de credite, lăcătuși mecanic, maestru miner. Uh-huh. Acoperim o vastă, o largă vastă de meserii. Am înțeles. Domnule Matei, că vă vine să credeți sau nu, am ajuns foarte aproape de finalul emisiunii. Foarte repede a trecut timpul, sunt multe de spus. Da, de multe ori invitatul spunea, de cât e emisiunea? De 45. Wow! Și la final are aceeași, are aceeași reacție ca a dumneavoastră. Foarte repede. Discuția este una deschisă și cordială. Da, bine. Și sinceră și transparentă. Câteodată se mai încing spiritele. Care a fost un moment în care ați vrut să renunțați la chestia asta? Da, da, a fost. Când și de ce? Acum, destul de recent a fost... Dar voi schimba acest fapt. La nivel de Brad, peste 100 și ceva de oameni s-au unit într-un proces pe care eu l-am inițiat împotriva operatorului de termoficare. De fapt, nici măcar nu ne-am îndreptat împotriva lui, ci împotriva Consiliului Local, fiindcă au dat o hotărâre de Consiliul Local privind regimul de facturare a energiei termice către populație. Acea procedură, conform legii și unui ordin al ANRSC, acum ANR, trebuia verificată și aprobată de autoritatea de reglementare respectivă ANRSC. E o documentație așa tufoasă. Și de ce ați vrut să renunțați? Am câștigat în... se judecă din 2017, dosarul chiar luna trecută s-a dat termenul final, am câștigat, prima dată am pierdut la Deva, am făcut recurs la Alba Iulia, am câștigat, s-a trimis spre rejudecare la Deva, am câștigat din nou, a făcut recurs Consiliul Local și cumva am câștigat de două ori noi, de două ori ei, dar ei au câștigat definitiv și irrevocabil și atunci cumva mi-au fost... prăbușite toate țelurile mele, am zis că justiția este una corectă, încă cred că este una corectă, cred că nu am fost noi destul de convingători ca acel complet de judecători să vadă adevărata situație a celor expuse de noi. Le vorbesc. Sigur că dar încă nu am abandonat, sunt dispus, după ce se va publica motivarea că încă la noi nu a ajuns, să mă duc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este negru pe alb. Acea procedură de facturare trebuia să fie verificată și aprobată de organism. Nu comentăm deocamdată decizia instanței. Și acela a fost un moment. L-am trecut peste, mă bucur că am trecut și n-am acționat la cald și drept urmare suntem aici acum. În regulă. Vă doresc succes pe mai departe. Vă mai aștept și altă dată în studioul Capital TV la fotoliu cu Ghimpi. Mulțumesc. Stimați spectatori, a fost invitat Matei Raul Florin, președinte USR Brad, la fotoliu cu Ghimbi.
Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea pe bună, numai bine!